mai punem în rănița? Nu, mai că n-are rost. Ivan Pațaien era internat la spitalul Elias din București de 3 luni. El sufera de o boală incurabilă, despre care familia lui nu a dorit să vorbească. Nici el nu a spus prea multe despre problemele lui de sănătate cu care s-a confruntat de lungul vieții. El nu spunea la nimeni că e bolnav. Ce să-i mai superi pe altul? Și eu sunt bolnav, îi spun celor ăla. Mai superi pe ceilalți din familie. Legendarul canoist a decedat duminică la vârsta de 71 de ani. În urma lui a rămas multă durere. În fața casei părintești, la mila 23, rudele au pregătit un altar cu flori și lumânări. Mama știe că Ivan a murit. Eu zic, care Ivan? Că și eu am nepoțin că e Ivan. Eu zic, păzaică, om să moară. Foarte rar l-am văzut, da. Da, acum îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte. Vecinii lui își aduc aminte cu nostalgie și povestesc cu lacrimi în ochi despre momentul când Ivan Pațaichin a plecat din localitate pentru a-și urma visul. El tăia stuf, că noi înainte cu stuful tăiam stuf și cu aia trăiam. Și el a tăiat și la urmă a tăiat și zice că eu plec la București. La două săptămâni n-a reușit să stea în bărcuță. Era pe cale să vină acasă, să o abandoneze. Și l-a lămurit cineva și în sfârșit a reușit. Ivan Pațaichin s-a întors acasă de mai multe ori, iar de fiecare dată acesta își ajuta comunitatea. În timp vine aici, a dus niște bărcuțe, a pus pe copii, a tras aici. Când venea aici, toată lumea s-a adunat așa. Venea cu prietenii lui, mergeau să le arate balta, el cunoștea toată balta de mic. Trupul neînsuflețit a fost depus luni la Clubul Sportiv Dinamo. Acesta va fi înmormântat marți la cimitirul Belu din capitală.